În Rusia, magazinele sunt din ce în ce mai goale, iar oamenii se înghesuie pentru mâncare. Alimentele s-au scumpit semnificativ. Mari rețele de magazine și firme occidentale s-au retras, iar rușii au ajuns să se ia la bătaie în supermarket pentru că nu mai au ce să cumpere de pe rafturi. O adevărată goană după zahăr a fost surprinsă într-un supermarket din nordul capitalei ruse. Господи, помилуй, смотрите, на сахар дерутся люди. Это ужас какой, господи, помилуй. În România, isteria din magazinele de la raioanele cu produse de bază s-a mai domolit. Cantitatea maximă achiziționată de ulei, făină, orez, ori zahăr este de 2 baxuri per client. Acesta este mesajul cu care au fost întâmpinați clienții mai multor lanțuri comerciale care au magazine în numeroase orașe din țară. Suntem într-un alt supermarket din Iași, unde și aici găsim această limitare de cumpărare a produselor de bază. Făina, zahărul, mălaiul și uleiul se pot cumpăra doar în cantitate de 6 bucăți de persoană. Românii s-au năpustit în magazine și și-au umplut coșurile cu baxuri de ulei, după ce acest produs s-a scumpit deja cu 25% în ultimul an. Isteria a fost provocată și de frica războiului din Ucraina. Am avut o gamă foarte mare și acum a rămas doar asta. Cumpără lumea mult. Foarte mult, nu înțeleg de ce fac stoc, te-am zis, dacă din ruși lăsați uleiul și plecați, nu puteți lua cu voi. Da, puteți intra 2 ori, de 3 ori. A, așa putem. Da, să mergeți la case diferite, puteți lua 4 baxuri într-un coș, vă face pe persoană, 2-2. Chestia este că ne verifică ANAF-ul, nu noi, noi am vinde cu paletul, cât avem, avem, cât nu, pe noi ne interesează să manipulăm marca, nu ne dă voie ANAF-ul, atâta timp cât avem pe bon mai mult. Unii clienți nu înțeleg de ce se provoacă atâta isterie și nu văd necesitatea de a cumpăra cantități atât de mari. Cum? Se iei numai cu baxul? Nu, se poate și separat, dar doar 2 baxuri de persoană. Nu poți mai multe. Nu știu, am nevoie să duc mai multe. Da. Dacă eu 2 kg, îmi ajunge 200, mă. Da, dar nu, oamenii sunt cam așa la cap. Da. Păi dacă e câte 7, 8, 10 baxuri de ulei, ce faci, domnule, cu atâta ulei? Cred că din cauza războiului. De, nebunea la cap. Prostii, credeți că mulie să iuțiește. Cumperi mult, ce faci cu el? Îl ții în cămar, să iuțiește. Poți să mănânci atâta ulei? Oameni, ferici. Nu, mi-e nebun. Reprezentanții magazinelor spun că au luat această decizie pentru ca toți cumpărătorii să aibă acces la produsele de strictă necesitate. Ministrul Agriculturii a explicat că isteria privind o posibilă criză a uleiului a plecat de la o fotografie de pe Facebook. În stocuri există totuși destul ulei, dar și materie primă care să asigure producția în continuare. Dacă știi că vinzi 100 de litri de ulei pe zi, îți faci aprovizionarea în funcție de istoricul de consum pe care îl ai. Evident, dacă într-o situație cum a fost cea în care ne-am trezit ieri, apare un consum mult mai mare brusc, orice comerciant ia măsurile necesare astfel încât să poată limita pe perioade scurte cantitatea maximă comercializată până când reușește să își refacă stocurile, a precizat Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ideea este susținută și de către reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Aceștia spun că magazinele pot lua măsuri punctuale și temporare de limitare a cantității comercializate pentru anumite produse, în scopul descurajării speculei, precum și asigurării aprovizionării echilibrate a întregii populații.